Ediția din acest an a festivalului Zile și nopți studențești va fi una specială având în vedere regulile de protecție și interdicțiile impuse de pandemia COVID-19. Astfel încât organizatorul, Asociația Studenților din USV, a venit cu soluția organizării festivalului online. Studenții vor să scoată în evidență faptul că se pot face lucrurile cu aceeași implicare, bună dispoziție și responsabilitate în limitele impuse de autorități în această perioadă. Asociația Studenților din Universitatea Suceava, împreună cu Casa de Cultură a Studenților Suceava și cu care activa celorlalte organizații studențești din universitate, va organiza în perioada 15-31 mai, sub emblema Festivalului Zile și nopți studențești 2020, o serie de evenimente educaționale extracurriculare, spectacole de muzică, teatru, campionate de jocuri online și diferite traininguri, totul în mediul online. În anii precedenți, festivalul se desfășura în campus pentru o perioadă de trei săptămâni, timp în care aveau loc diverse activități culturale, educative, sportive, dar și petreceri pentru studenții USV. Mai multe detalii despre activitățile organizate cu ocazia festivalului Zile și Nopți Studențești 2020, puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.